Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dana Ciobanu și vă prezint o ediție specială a emisiunii Obiectiv Comun. După un an bugetar dificil de coagularea echipei și de intervenții stringente, în anul 2023, Ministerul Culturii își va focusa atenția pe reforme esențiale pentru activitatea bibliotecilor, finanțarea instituțiilor teatral-concertistice, a uniunilor de creație, companiilor de cinema. La fel va fi regândit mecanismul de editare de carte și de protejare și valorificarea patrimoniului cultural. Reformele din domeniul culturii, regândirea mecanismelor de susținere financiară a diferitor entități, abordarea durabilă și sustenabilă și armonizarea legislației naționale la cea europeană sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. Anul acesta începem să descoperim trecutul cu instrumente din viitor. Programul Muzeile Viitorului e gândit astfel încât artiști din domeniul digital să formeze echipe mixte cu muzeele din Republica Moldova pentru a câștiga inimile generațiilor noi. O altă mare bucurie acestui an este lansarea programului național Voucher Cultural. Peste 45.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia de câte 1.000 de lei pentru a merge la teatru, film sau concert sau pentru a-și cumpăra cărți. Dorința mea cea mai mare este să reușim în anul ce urmează să întreprindem pași la nivel de politici publice și să implementăm acțiuni concrete pentru a crește valorile culturale în țară, dar și să îmbunătățim condiția omului de cultură în Republica Moldova. La momentul actual este o dualitate. Pe de o parte avem organizațiile Uniunii de Creație care au statut de asociație obștească și respectiv merg pe regula generală de participare la concursurile noastre. Pe de altă parte, noi înțelegem că aceste uniuni sunt niște instituții, foruri ale oamenilor de creație care cumva au anumite principii, anumite valori și așa mai departe. De ce? Noi gândim în mecanismul în care să identificăm o linie de finanțare separată pentru activitatea Uniunilor de Creație. Procesul de planificare a activităților Ministerul Culturii nu se mărginește doar la acest program de activitate a guvernului, pe capitolul cultură. Cu siguranță că avem mult mai multe activități și mult mai multe obiective care vor fi reflectate în planul anual de activitate a Ministerului Culturii. El va fi publicat așa cum prevede legea privind transparența și veți putea și urmări și acolo care sunt acțiunile noastre. A fost un an cu belșug, dar repet, niciodată nu sunt atât cât ar trebui să fie. Ce e important este ca, în urma discuțiilor de acum și ceea ce va fi să fie, sigur, munca pentru elaborarea acestei strategii este o muncă comună a FCN-ului cu Ministerul. Această strategie trebuie să plece de la un principiu foarte clar și anume creșterea consumului cultural, din care asta este viziunea noastră, da? Din care trebuie să rezulte obiective strategice, pe care să le avem toți în activitatea noastră, să fie un checklist la care să ne raportăm de fiecare dată când luăm decizii. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-l prezint pe invitatul ediției de astăzi, un invitat absolut special. Este vorba de Ministrul Culturii Republicii Moldova, domnul Sergi Prodan. Domnule Prodan, bună seara! Bună seara! Un an promițător a demarat acum și din punct de vedere cultural, pentru că în anul 2023 Ministerul Culturii și-a propus și cu siguranță își va onora toate angajamentele să se focuseze pe reforme esențiale în acest domeniu. Un domeniu care mult timp a fost cumva în umbră și o să vorbim despre aspectul acesta, dacă cultura reușește totuși să iasă la rampă, să se afirme, să devină unul dintre prioritățile statului Republica Moldova. Vă rog să ne spuneți ce înseamnă, în ce constă reformarea mecanismului de finanțare și subvenționare a instituțiilor aflate în subordine în gestiunea Ministerului Culturii. De fapt, mai corect ar fi să spunem a instituțiilor în care Ministerul Culturii exercită funcția de fondator. Uh-huh.
Și în calitate de fondator, bineînțeles, are și anumite obligațiuni, dar și anumite pârghie, anumite cerințe care le pune în fața instituțiilor fondate. Anul 22, trebuie să recunoaștem, a fost un an cu foarte multe și foarte de calitate evenimente culturale și teatrale și concertistice și evenimente de alt gen, festivaluri muzicale, evenimente în instituțiile muzeistice, în biblioteci. În sensul ăsta a fost o creștere care s-a resimțit. Se datorează în mare parte și foametei care de produs cultural care era în societate după pandemia care ne-a ținut închiși, dar totodată și se datorează eforturilor care au fost făcute de Ministerul Culturii, de Guvernul Republicii Moldova, pentru că am reușit totuși în condiții extrem de grele, în condiții de stare de urgență, în condiții de război în statul de alături, în Ucraina, să găsim posibilități de finanțare și de înființare a unor, de lansare a unor politici noi în domeniul culturii. Finanțarea culturii a crescut, în orice caz pe domeniul responsabilității Ministerului Culturii, pentru că, iată, din păcate, nu întreg domeniul culturii avem pârghii, este în gestiunea Ministerului. Acum vin chiar de la întâlnirea cu conducerea Calmului, pentru că trebuie împreună cu autoritățile publice locale să găsim o formulă de creștere și de prosperare a culturii la nivel local. Cultura nu se întâmplă doar în Chișinău, doar în capitală, cultura este în toată țara noastră și, de fapt, cultura este acea stare de spirit a societății care și înseamnă reziliență, și care și înseamnă dorință, patriotism și toate celelalte cuvinte importante și frumoase cu care noi încercăm să ne motivăm existența noastră aici. Deci, a crescut finanțarea. Exact. Chiar din start, încă în 21, când am venit, actuala guvernare a venit la putere și eu am fost numit în acest post, am reușit să venim cu un supliment de finanțare a subvențiilor pentru teatre și organizații concertistice cu peste 20 de milioane de lei, mai exact 23 de milioane de lei. În anul 23, în plină pandemie, 22, iar prin rectificare de buget, am reușit să creștem din nou cu vreo 25 de milioane de lei. Asta, artistul nu a resimțit imediat acest efect, pentru că atunci când am venit am găsit o mare gaură. Teatrele, fiindu-le reduse subvenționarea, au fost nevoite să plătească doar salariile, fără să plătească impozitele, fără să plătească serviciile comunale. S-a adunat o datorie a teatrelor, care riscau să fie blocate conturile. Și atunci, în 21, prima injectare de resurse financiare, de fapt, s-au dus pentru a stabiliza situația și a ține un echilibru. În 22 am mers pe ideea motivației teatrelor de a produce un produs artistic și de a beneficia de rezultatul muncii. Deci noi aici vrem să ajungem. Vrem ca bunăstarea oamenilor de cultură să fie un indiciu al recunoștinței societății, o apreciere a muncii depuse, o apreciere a produsului și a valorii produsului cultural, nu doar a subvenționării inițiale. Ei bine, și aici am reușit prin acel program de 15 milioane de lei pentru montări noi, pentru proiecte noi, care a demarat cu foarte, foarte greu, foarte greu, pentru că oamenii își închipuie și înțeleg lucrurile așa cum pot. Și atunci e nevoie de explicat, de corectat greșeli, de revenit, de ajuns la o formulă de activitate corectă, dar anume acel stimul care a fost prin anunțarea concursului pentru 15 milioane de lei,
a fost motivul din care au apărut atâtea premiere noi, teatrale, și de foarte bună calitate. De foarte bună calitate. S-a reluat festivalul Descoperă. Deci, da, într-o formulă foarte improvizată. Anul ăsta ne dorim să revenim la esența lui, la curat, la operă, și să plecăm de la știu, un program artistic generalist. Anul acesta, 23, iarăși am reușit să convingem colegii în cadrul guvernului că e nevoie de o atenție deosebită față de cultură, față de oamenii care activează în domeniul culturii și față de salarizarea acestor oameni. Deci avem o creștere bugetară în condițiile, repet, de șantaj energetic, de criză, de stare excepțională, de gestionare, de guvernare în stare excepțională. Oricum, guvernul găsește, face supraefortul de a aloca mai mulți bani pentru a avea un produs artistic de calitate. Și anul acesta am venit cu un supliment de 43 de milioane de lei. Deci la linia de bază de finanțare a teatrelor și a organizațiilor concertistice, avem un surplus de 43 de milioane de lei. Dar asta nu e tot. Asta, de fapt, nu e nimic. Asta e doar o îmbunătățire de moment a stării de lucruri. Dar obiectivele sunt, da, obiectivul este să creăm un nou mecanism de finanțare care va stimula și mai mult spiritul de autogestiune, de beneficiu din urma rezultatului muncii, de produs de calitate de cât mai înaltă calitate, de produs artistic de cât mai înaltă calitate, de punerea în valoare a acestui produs, mecanisme care ar da posibilitatea artistului să câștige o bunăstare a lui și a familiei lui în urma procesului artistic. E un exercițiu extrem de complicat pentru că, spre deosebire de alte domenii care poate au bugete mai mari, care au, dar noi, spre deosebire de alte domenii, operăm doar cu oameni. Dacă alte domenii operează cu, nu știu, hectare, tone la hectar, eu mai știu care sunt indicii, noi operăm doar cu oameni. Deci produsul artistic este creat de om, pentru om, și orice schimbare în acest sens, bineînțeles, deranjează. Și noi cu toții trebuie să înțelegem că dacă nu trecem prin acest exercițiu de care ne teoretic orice ar putea reformă deranjează, da, nu vom avea sorți de izbândă. Deci ne propunem un nou sistem care o să-l discutăm cu directorii de teatre, cu artiști, cu toate colectivele. Mă refer nu doar la actori, mă refer și la suportul creativ, tehnic a teatrului. Și da, va fi un an foarte greu, plin de reforme. Cu siguranță va fi unul greu, dar scuze, obiectivele sunt foarte importante, sunt așteptate. Deci tot ce ați lansat acum ca în domeniul cultural este urmărit cu sufletul la gură de toți cei care sunt în acest domeniu, care activează în acest domeniu, și vreau să o luăm pe rând pentru că sunt sigură că ne urmăresc foarte mulți sau emisiunea aceasta va fi urmărită cu siguranță și în reluare. Vă rog să ne spuneți despre aprobarea Programului Național Moldova Creativă, despre acest domeniu care este, l-ați menționat, despre creativitate, despre un aspect, este un domeniu important în cultura țării noastre, este ceva mai nou, da? Este un domeniu care puțin vine așa cu un fler de noutate. Spuneți-ne despre aprobarea Programului Național Moldova Creativă, ce loc ocupă în planul strategic pentru 2023? Noi ne dorim ca domeniul culturii să ocupe un spațiu important în viața economică a țării. Deci fără societățile private, fără businessul privat în domeniul culturii, noi nu o să scăpăm niciodată vom exista doar la nivel de subvenționare și nu e bine. Noi avem nevoie de producători, noi avem nevoie de oameni care își asumă responsabilitatea atât în fața artistului, cât și în fața finanțatorului. Deci noi avem nevoie de oameni
care ar putea să valorifice potențialul creativ al poporului. Acest program vine să susțină activitățile creative în industria creativă pentru ca să răzbatem inclusiv pe în spațiu internațional cu produsele oferite de artiștii noștri. În orice produs, industrial la ziua de astăzi, în toată lumea, componenta creativă este undeva la 70%. 70% din valoarea produsului este componenta creativă. Aici înseamnă, de fapt, și ambalajul, designul, modul de publicitate, etc., etc. Toți apelează la creativitate. Dar eu vin din domeniul publicității. Publicitatea economică are nevoie de creativitate, de artiști, de oameni care ar putea pune în valoare acest produs. Și iată, acest program vine să stimuleze și să facă o claritate și o susținere clară pentru proiectele în această direcție. Instituirea Fondului Culturii, acest fond al culturii, ce înseamnă de fapt? Ce beneficii ar avea cultura de pe urma organizării unui asemenea, instituirii unui asemenea fond? Ce beneficii? Exact. Cine? Ce înseamnă? Fondul culturii, de fapt, este o condiție absolut obligatorie. Noi nu putem să pretindem că ne dezvoltăm, că mișcăm cultura înainte dacă nu avem un fond la care ar putea aplica orice artist, orice om de creație care are un proiect. Din orice domeniu. Din orice domeniu cultural. Deci Fondul Culturii este un fond care în mod ideal ar trebui să fie un fond în care sunt vărsați niște bani din anumite activități, deci o impozitare a anumitor activități. În mod normal ar trebui să fie impozitată în cultura sau viciile pentru ca să dezvoltăm cultura. Deci cam formula asta există în fiecare țară. E greu să mai, și așa sunt exploatate la maxim viciile, sunt impozitate, dar cred că întotdeauna e loc de mai bine. Nu o să mă refer la de unde vom lua bani în acest fond, să zicem că doar din buget, lăsând impozitarea pe seama fiscului. Deci, Fondul Culturii ar însemna, de fapt, finanțarea tuturor activităților care a instituțiilor, a persoanelor juridice în care Ministerul Culturii nu constituie, nu exercită funcția de fondator. Orice proiect trebuie să fie, să aibă șansa de a fi încercat și de a fi pus în valoare. Fondul Culturii este, de fapt, un punct important, odată atins, vom avea garanția că nu ne vom rostogoli înapoi la vale. Vreau să discutăm și despre crearea fondului cinematografiei, pentru că este iarăși un subiect extrem de sensibil și toți cineaștii și invitați și cei din Republica Moldova care ajung aici în platou și discutăm subiecte pe acest domeniu, domeniul cinematografiei, enunță necesitatea creării acestui fond cinematografic care ar facilita, de fapt, iarăși finanțarea proiectelor cinematografice, da, o vizibilitate, o transparență extraordinară și o accesibilitate extraordinară pentru toți cei care fac film în coproducții, în producții private. Iată, știți, întrebarea logică în cazul acestor două fonduri este, dar de ce aveți nevoie de două fonduri? De ce nu-i bun Fondul Culturii care să aibă o sub secție cinematografie, da? Uh-huh. Doar finanțările în Fondul Culturii vor fi și oricum pe domeniu. Inclusiv pentru cinematografie. Deci nu putem pune împreună cinematografia cu toate celelalte domenii de activitate din cauza proceselor diferite. Specificul cinematografic necesită și mai mulți bani, dar și mai mult timp. Și atunci, punându-le împreună, oricând vom fi puși în situația să alegem. Finanțăm un film sau 10 spectacole care în foarte scurt timp vor fi gata. Sau, mai știu eu, orice altă activitate în domeniul culturii. Lucrurile astea trebuie separate pentru ca ele să nu se împiedice o activitate pe alta.
De ce e nevoie de un fond separat pentru cinematografie? E nevoie de un fond separat pentru cinematografie pentru că cinematografia este, de fapt, un instrument extraordinar de promovare a țării, a imaginii țării, a posibilităților acestei țări, a perceperii de lumea înconjurătoare a țării noastre. Deci, un film bun nu înseamnă doar distracție. Un film care provine dintr-o țară, el reprezintă țara. Transmite un mesaj. Și iată, acest mesaj este în interesul tuturor, și a celor din economie, și a celor din agricultură, și din toate domeniile. Deci cultura este un instrument de promovare a intereselor țării, de care eu am îndrăzneală să spun, noi n-am știut foarte mulți ani să ne folosim în deplină măsură. Și acum încă abia încercăm să punem în funcțiune acest instrument. El este nelimitat. O țară cultă, educată, care locuiește, deci un popor care locuiește într-un mediu curat, este de fapt formula de succes a țării. În ziua de azi, nu numărul de uzine sau numărul sau cifra PIB-ului contează atât de mult, cât pentru, de exemplu, pentru integrarea europeană. Iată, am devenit țară candidat pentru integrarea europeană. Și cu siguranță va fi un mare interes a cetățenilor europeni să vadă cine sunt, să afle mai mult, cu cine ne integrăm. Ia să vedem cine vine. Și atunci noi trebuie să venim cu o societate cultă, educată, care locuiește, care a păstrat un mediu ambient curat. Iată, atunci orice cetățean european va dori să primească în comunitate această țară. Pentru că toate celelalte, e vorba de investiții, e vorba de posibilități, asta se rezolvă în momentul accederii. Dar iată, pentru a accede, noi avem nevoie de imagine foarte clară. Și imaginea foarte clară despre ce este țara noastră, o poate și trebuie să o transmită cultura. Eu vă asigur, iată, noi pe 1 sau la începutul lui iunie va fi acest summit, 45, pare mi se, de președinți de țară care vor veni la Chișinău, un eveniment extrem de important care va fi reflectat mondial, să zic așa, cu atât mai mult european. Și ziariștii care vor veni din străinătate să povestească despre acest eveniment, vor veni, știu, cu 3 zile mai înainte de summit și vor pleca cu 3 zile după summit. Și iată imaginea care starea de lucruri, modul de viață, problemele cu care noi care le discutăm, viața noastră culturală, spirituală va fi percepută și va fi transmisă, reflectată. Și iată imaginea care o să transmitem acum, pe urmă va fi foarte greu să o schimbăm. 100 de ani nu o să putem îmbla la această imagine. Deci suntem într-o perioadă extrem de importantă când trebuie să dăm dovadă de o societate cultă, educată și de un mediu ambient curat. Nu e prea mic termenul până în iunie să reușim să foarte mic, pudrăm cumva imaginea? Foarte mic și nu trebuie să pudrăm. Zic lucrul și eu. Cel mai important în imagine, și toată viața m-am ocupat de imagine, de imagine la propriu și la figurat, m-am ocupat de film, cel mai important lucru este veridicitatea, autenticitatea și unicitatea. Iată, aceste 3 componente în imaginea unei persoane, unei țări, sunt extrem de importante. Dacă măcar pe un segment din aceste 3 este o notă falsă, totul se prăbușește. Astea sunt 3 piloni. Unicitatea, veridicitatea și autenticitatea. Și atunci devenim un stat credibil din punct de vedere cultural. Avem o imagine atractivă. Indiferent de nivelul nostru de dezvoltare economică, de dezvoltare, mai știu, oricare alt aspect. Dar dacă noi nu mințim, deci spunem lucrurile pe nume, suntem veridici, suntem autentici, n-am preluat chiciuri, n-am luat lucruri întâmplătoare care sunt la suprafață și suntem unicali în ceea ce putem oferi,
Deci ceea ce putem oferi noi nu pot oferi alte popoare sau alte localități, alte țări. Atunci noi suntem extrem de doriți, avem o imagine clară și ne simțim foarte bine. Și avem valoare, da? Căpătăm acea valoare. Vă rog să ne povestiți despre reorganizarea Societății pe Acțiuni Moldova Film. Ce înseamnă, de fapt? Da, continuăm cu subiecte cinematografice, pentru că sunt niște subiecte destul de sensibile. Această salvgardare, un program de salvgardare a brandului Moldova Film, ce ar presupune? Este, cu toate că este un punct aparte în acest plan de acțiune guvernului, noi l-am trasat pentru ca să avem niște realizări la nivel de acte normative și l-am trasat. El face parte dintr-o acțiune complexă care se numește Moldova Film. Așa. Moldova Film, din păcate, trenul a plecat foarte de mult. Noi am ratat toate stațiile, toate ocaziile să schimbăm, să dezvoltăm acest domeniu, pentru că activitatea cinematografică actuală nu este legată nici cum deja, nici de brandul Moldova Film, nici de posibilitățile studioului Moldova Film. Cei care activează și primesc finanțare de la Centrul Național de Cinematografie pentru proiectele cinematografice deja își construiesc alte relații pe alt sistem, inclusiv tehnic. Și atunci apare o mare întrebare, dar ce facem totuși cu Moldova Film? Pentru că este un patrimoniu și în acest sens trebuie dusă la capăt implementarea legii, actuale legea cinematografiei, care prevede înființarea Arhivei Naționale de Film, și am lucrat la această lege mulți ani în urmă, și aici este o greșeală a mea, trebuie să o recunosc, pentru că cumva am folosit noțiunea de... Am să-mi scot ochelare. Vă rog. Să mă văd la ochi mai bine. Noțiunea de arhivă. Și în legislația actuală, această noțiune este foarte bine definită, ce înseamnă o arhivă. Pe când noi aveam în vedere, de fapt, o cinematecă națională. Deci o instituție care va promova producția cinematografică autohtonă. Se va preocupa de ea, va pune în valoare, nu o va păstra. Nu... Deci arhiva înseamnă de fapt altceva. Arhiva Națională de Film trebuie această noțiune schimbată în lege și pusă Filmoteca Națională, care trebuie să, la nivel deja digitalizat, să conțină de fapt tot ce înseamnă imagine filmată în Republica Moldova. Toată, iată, acea arhivă, fără transforma în depozit, să avem posibilitate să valorificăm. Deci asta se rezolvă prin actuala lege a cinematografiei, da, prin modificarea ei și înființarea acestui instituții în cadrul Centrului Național de Cinematografie. Studioul Moldova Film este o altă istorie. Deci noi trebuie să înțelegem ce avem și ce am putea face cu el. Dacă în termeni foarte restrânși, ar însemna transmiterea de la reorganizarea studioului Moldova Film și întreprinderii de stat Mold Cinema într-o instituție publică în care Ministerul Culturii ar avea rolul de fondator. Deci transmiterea de la Agenția Proprietății Publice către Ministerul Culturii. Lucrăm în această direcție, este foarte greu, este foarte mult. Agenția Proprietății Publice este supra-solicitată și printre prioritățile APP-ului Moldova Film nu figurează cumva, dar figurează în prioritățile noastre. Și atunci noi o să mișcăm cât de repede posibil acest proiect pentru a înființa în această instituție, de fapt, un centru de producție a sistemului cultural în Republica Moldova. Decorații de teatru, costume teatrale, încălțăminte, machiaj, depozite pentru teatru, însăși păstreze recuzita sau decorațiunile care nu le folosesc la moment. Deci o bază tehnico-materială de producție, un combinat, cum era pe vremea sovietic, combinatul teatral, care de fapt stă la dispoziția atât a producției cinematografice, cât și a tuturor celorlalte componente ale activității culturale. Am înțeles. Vă rog să ne spuneți despre ce presupune elaborarea regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile.
Țineți minte cu toții acel moment jenant cu vioara doamnei Kononov, care, iată, a fost o bâlbâială lungă a tuturor. Nimeni n-a înțeles cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și ce trebuia ca să nu se întâmple. Deci există un regulament care, iată, astăzi fiecare persoană care vrea să mute locul unui instrument muzical, de exemplu, da? Să plece cu chitara proprie sau cu saxofonul propriu, nu știu, în Germania, da? La rude, trebuie să vină, să facă o expertiză, să vină la Ministerul Culturii și ministrul să-i semneze un document care îi permite exportul acestui instrument și care certifică că nu face parte din patrimoniul național al Republicii Moldova. Este un mecanism extrem de greu, pierdere de timp, etc., etc. Vom înființa deja în lege, este prevăzut acest lucru, acum elaborăm regulamentele, vom înființa un serviciu care se va preocupa de documentarea, de urmărirea, de fapt, a patrimoniului și de eliberarea acestor certificate de valorificare a acestor bunuri. Bun. Dar nu e tot. Circuitul imaterial, patrimoniului imaterial, expozițiile muzeistice care vin la noi, care pleacă de la noi, trec prin vamă. Și aici avem nevoie de un serviciu a Ministerului Culturii de conlucrare strânsă cu sistemul, cu vama, pentru că costă foarte scump respectarea tuturor rigorilor de garanție, de import temporar, de garanții financiare pentru acest import temporar, etc., etc. Și noi nu putem unilateral să schimbăm aceste lucruri. De aceea, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, cu VAMA, acest serviciu se va ocupa de aceste probleme. Vreau să ne povestiți despre cooperarea și schimbul de experiență dintre România și Republica Moldova, pentru că pe acest segment se întâmplă foarte multe lucruri frumoase. Cum spuneați, chiar și în acest an care s-a scurs, 2022, multe evenimente au fost, inclusiv pe bază de colaborare. Evenimente teatrale, concertistice, lansări de carte, expoziții, tot ce ține din domeniul cultural, dar pe colaborări pe, dintre cele două țări, România și Republica Moldova. Vă rog să ne expuneți ce presupune planul de acțiune în domeniul culturii pentru 2023 în acest privind aspectul colaborării. În primul rând, o să repet câtă oară dogmat care nu pot să nu repet. Cultura este una și ministrii sunt doi. Deci noi beneficiem de o susținere extraordinară din partea României și avem nevoie de această susținere. Pentru că masa critică care o avem în Republica Moldova nu ne permite o dezvoltare sustenabilă a produsului cultural autohton dacă nu avem acces la piața de desfacere în România. Noi avem nevoie de această deschidere, noi avem nevoie de acest acces, pentru că spectacolele care se montează în Republica Moldova trebuie să aibă o bază de spectatori, un bazin de spectatori. Investițiile în domeniul culturii aici sunt, plafonul investițiilor este limitat din cauza limitării acestui bazin de utilizatori, de consumatori. Trebuie să lărgim, să avem acces într-o piață mai largă și România este o piață unde ne putem oferi produsele noastre și aduce produse pentru spectatorii noștri. Deci în 2-3 reprezentații, în 5 maxim, bazinul de spectatori a unui teatru este epuizat și deja mergem pe a doua, a treia vizită la același spectacol. Soluția este schimbul. Deci schimbul cu spectacole între teatre. Schimbul cultural este, de fapt, soluția accesului cât mai larg la bazinul de spectatori, de consumatori. Pe de o parte. Pe de altă parte, este acest instrument extraordinar cum este turismul și de aceea am insistat să aducem turismul în gestiunea Ministerului Culturii și iată, suntem pe ultima sută de metri de înființare a Oficiului Național al Turismului, care se va ocupa
nu de locuri de cazare, sau nu doar de locurile de cazare, de dezvoltarea potențialului turistic al Republicii Moldova. Și neavând mare, neavând munte, neavând posibilități de a turismului balneo, nu știu de care, avem acest instrument care se numește turismul cultural. Și România este deschisă, cetățenii români sunt dornici să vină în Republica Moldova pentru a consuma da? Produs de calitate cultural și noi avem ce oferi. Deci noi trebuie să simplificăm venirea multor spectatori din România încoace în Republica Moldova și merită să investim în aceste produse, chiar dacă din vânzarea de bilete nu este un efect economic. Celelalte componente vor avea de câștigat, cum ar fi restaurantele, cum ar fi hotelurile, etc., etc. Deci, atractivitatea turismului în Republica Moldova sunt și pot fi și altele, nu văd, decât activitățile culturale, produsul cultural. Domnule ministru, un factor important este atenția sporită pe care ministerul o acordă tineretului. Și aceste vouchere culturale care au fost lansate pentru susținerea interesului tinerilor pentru cultură, pentru spectacole, pentru concerte, este un act foarte frumos și este, vreau să ne spuneți cum se va întâmpla în 2023. Cum vor cine va avea acces la aceste vouchere culturale? Care este rezultatul deja poate care îl aveți după ce aceste vouchere culturale au fost implementate, dacă au fost deja implementate în cultură? Da, cu voucherul cultural este un program de perspectivă și mizăm foarte mult pe el, pentru că de fapt înseamnă accesul tinerilor la produsul cultural, un îndemn de a consuma produs cultural de calitate. Dar acest program este o stradă cu dublu sens. Deci, pe de-o parte, noi finanțăm posibilitatea tinerilor de a consuma, dar, pe de altă parte, dacă nu stimulăm oferta, acest program riscă să nu aibă izbândă și rezultate extraordinare cum ne dorim. Deci, noi trebuie să dezvoltăm în paralel aceste două aspecte. Pe de-o parte, informarea, accesul tinerilor la această finanțare, și pe de altă parte oferta, și iată aici încă n-am reușit să întreprindem aproape nimic, noi suntem abia în procesul de reglare a motoarelor de o finanțare logică, corectă și cât mai simplă, și am îndemnat de fapt jucătorii din domeniu să motiveze tinerii să vină să consume produsul lor, dar nu văd deocamdată, din păcate, un mare interes a teatrelor. N-am văzut niciun afiș a teatrelor pe care să scrie acceptăm voucher cultural. Dar deja ele sunt puse în... Dacă intre pe platforma online de vânzare de bilete, deci poți cumpăra. Dar nu e doar sarcina platformei respective să vândă bilete prin intermediul voucherului cultural. Este sarcina teatrelor, librăriilor, să facă spectacole dedicate tinerilor, să facă târguri de carte unde cu cărți interesante pentru tineri. Deci nu la orice produs, nu oricum, nu cumva. Trebuie să avem programe foarte bine țintite pentru consumatorul tânăr, pentru că e vorba, stimați directori de teatre și de întreprinderi, de instituții concertistice, de edituri, de librării, este vorba de 45 de milioane de lei. Aveți de unde vâna bani, faceți produse și oferiți aceste produse tinerilor. Fiecare tânăr care împlinește vârsta de 18 ani, mai face câțiva pași, își înregistrează semnătura electronică ca să vedem interesul lui față de viața digitală, față de personalitatea lui digitală. Imediat, acum cu o mică întârziere, din păcate, dar vom lichida acest gap, această problemă, imediat va primi acces la 1000 de lei la acest voucher. Și va fi valabil timp de un an. Deci tânărul decide unde va merge, dacă va merge în general sau nu,
Și dacă nu, banii se vor întoarce în buget. Deci sistemul teatral și sistemul cultural în întregime, iată, are posibilitatea să vâneze, să capteze, să atragă 45 de milioane de lei pe produsele lor. Doar că, bineînțeles, trebuie să depună un efort, să-și facă publicitate, să se facă auziți, să se facă interesanți tinerilor, să aibă, nu știu, să-i adune, să le povestească, să-i atragă în sălele de teatru și evenimentele artistice. Povestiți-ne, vă rog, despre aceste muzee ale viitorului și despre această compilație, de fapt, pentru că vorbeam și cu directorul de muzee aici în platoul Obiectiv Comun. De fapt, noțiunea de muzeu te duce neapărat la trecut, nu și la viitor. Bine, cel mult la prezent. Dar această compilație, muzeele viitorului, acest program extrem de interesant, curios, pentru diferite generații de artiști. Cum vedeți dumneavoastră acest program? Lumea se schimbă și se schimbă în toate domeniile, în toate activitățile, tehnologiile se schimbă fulgerător și muzeele nu rămân în urmă în toată lumea. Deci muzeele viitorului, de fapt, sunt un alt fel de organizare, un alt fel de... În muzeu astăzi, de fapt, este o sinergie între teatru, cinema, muzică, sală de concert, ce mai este? Bibliotecă, informație, deci toate împreună. Intrând astăzi într-un muzeu contemporan, modern, tu de fapt intri într-o lume, într-un spectacol și rămâi profund impresionat de aceste elemente care îți deschid complet o altă viziune. Muzeele de mult în lume nu mai sunt doar exponate și o persoană care are grijă să nu pui mâna pe nimic. Sau un ghid care îți povestește, sau un text sub tablou sau sub alături de exponat unde îți explică despre ce e vorba. Muzeele în ziua de astăzi în lume, muzeele contemporane, sunt de fapt o lume în sine, o atmosferă, un film în care stai cât vrei tu, deci care nu are început și nu are sfârșit, un spectacol care, un concert care nu are început și continuu, nu are sfârșit, da? Continuu. Deci este o stare în care tu primești o impresie, o emoție și desigur, iată acest program în cazul muzeelor noastre, au fost selectate 4 muzee, cele mai importante din țară și acest program nu este despre muzeu. Acest program este despre industriile creative care trebuie să vină cu o nouă viziune, cu oferta de utilizare a posibilităților contemporane, moderne, în domeniul muzeului. Prin asta să atragem vizitatorii muzeu. Dar asta nu înseamnă că muzeele nu trebuie să facă nimic sau Ministerul Culturii nu trebuie să facă nimic. Am spus și anul trecut și asta, din păcate, încă n-am reușit. Avem un plan pentru anul acesta. Prețul de 10 lei pentru vizita la muzeu nu este un instrument de acces pentru păturile social vulnerabile la patrimoniul nostru. Este, de fapt, o devalorizare a valorii patrimoniale. Noi trebuie să punem în valoare, într-un preț real, produsul muzeistic, da, oferta, și să dăm posibilitatea de acces celor care nu au suficienți bani să-și cumpere aceste bilete. 10 lei este un preț rușinos, un preț devalorizator pentru patrimoniul nostru. Și noi avem ce arăta, noi avem ce pune în valoare. Doar că, inclusiv prin intermediul acestui instrument, cum este prețul accesului în muzeu. Pe 14 februarie va fi declarată Ziua Națională a Cititului. Această zi, abordarea unei zile naționale a cititului vine în contextul în care trăim într-o societate în care nu se citește sau din contră am ajuns la așa o bucurie a lecturii încât o onorăm și o valorificăm acordându-i o zi în calendar. Lectura nu este, este un proces, nu este un punct. Deci niciodată nu o să atingem punctul în care gata. Ne-am dorit să devenim un popor care cititor. Citește și am devenit. Niciodată.
Deci nu există limită și ziua lecturii trebuie să fie anul împrejur, de fapt, da? Și la vârsta potrivită. Sunt foarte multe componente în acest sens și, desigur, iată, înființarea anul trecut, pentru prima dată, de fapt, acestei legi pentru înființarea zilei lecturii pe 14 februarie, de ziua lui Grigore Vieru, este un îndemn de a scutura praful de pe activitatea de lectură, de a împrospăta, de a face acest eveniment prestigios, sau această activitate, mai bine zis, prestigioasă, și să trezească gust tinerilor generații, să se vorbească despre asta, pentru că este un element important în educația, cultura și în mediul în care trăim. Domnule ministru, cum simțiți dumneavoastră, care este de fapt, în opinia dumneavoastră, starea culturii în prezent? Pentru că obiectivele pe care le-ați setat privind acest plan de acțiuni în domeniul culturii pentru anul 2023, obiectivele pe termen scurt, dar și pe termen lung, ceea ce vă doriți în continuare, pe viitor să se întâmple, vine cumva ca un argument că ceea ce avem nu este suficient. Cum plasați dumneavoastră? Unde stă la masă? Unde stă? În capul mesei nu stă cultura, cu siguranță, încă. Dar cam unde? Pe ce scăunel? Pe ce nișă e poziționată? La masa societății noastre, această masă este o masă rotundă, de fapt. Și nu putem pretinde sau schimba cu locurile sau pune în capul mesei un domeniu sau altul, inclusiv cultura. Noi, cei care ne ocupăm de acest domeniu, avem toată responsabilitatea să considerăm domeniul cel mai important. Și el este cel mai important. Dar el este parte componentă a tuturor celorlalte domenii de activitate a societății. Mediul în care are loc o activitate economică, oricare ar fi ea, o uzină, o întreprindere, mediul în care activează această instituție este, de fapt, 50% din succesul afacerii. Dacă mediul înconjurător, societate, este ostilă, incultă, nu poți avea succes economic într-așa o societate. Dacă angajații unei întreprinderi mari sunt inculți și needucați și nu țin la curățenia sau la puritatea mediului înconjurător, această societate, ce n-ar produce ea? Nu are niciun șansă de izbândă. De aceea, investiția în domeniul culturii, inclusiv a business-ului, este de fapt investiția în mediul în care ei activează, în succesul lor economic. Toată țara, toată bunăstarea noastră depinde de acest mediu în care trăim. Am spus-o și o repet de fiecare dată, că dacă ne uităm la țările prospere, vedem un nivel de cultură foarte înalt. Și atunci de aici apare logica de deducția că, uite, un mediu prosper, o bunăstare economică a unei țări, produce produse de cultură scumpe, prestigioase, un patrimoniu deosebit. Pe când țările sărace nu își pot permite. Nu este adevărat. E absolut invers. O societate cu un nivel înalt de cultură, de educație și într-un mediu curat poate produce bunăstare, valoare economică. E invers. Deci cultura țărilor europene care au trecut, care s-a cizelat în perioada medievală, da? Care a ajuns la, având un patrimoniu extrem de bogat, a putut să creeze relații economice care au adus la o bunăstare de invidiat. Niciodată nu o să așteptăm, nu trebuie să așteptăm creșterea bunăstării ca să producem valori culturale. E invers. Cât de conștientă este societatea de valoarea culturii și dacă simțiți o diferență, o asumare mai conștientă a valorii culturii în societate, astăzi, în 2023? Din păcate nu. Din păcate nu. Și tot timpul voi fi nemulțumit de
de percepția, pentru că oricând se poate mai bine. Deci dacă ne liniștim, spunem, oh, gata, totul e bine. Nu, s-a terminat, acolo moare totul. Tot timpul trebuie să tindem, să dezvoltăm, să mergem înainte, pentru că dacă nu te dezvolți, degradezi. Ori stagnarea este o degradare și mai cumplită. Cultura și incultura sunt vase comunicante. Dacă scade un pic cultura, crește incultura exponențial și invers. Deci este o muncă permanentă, niciodată nu va fi suficient, niciodată nu va fi gata, am atins, putem să ne bucurăm acum. Și problema în ziua de azi a societății noastre este o percepție greșită a culturii prin petrecerea timpului liber doar, prin distracție. Da? Deci cultura este egal cu distracție pentru mulți, da? Pentru mulți. Viziunea multora. Turismul este egal cu odihnă, ceea ce nu este corect. Turismul nu înseamnă odihna, sau nu doar odihna, sau în cea mai mică parte înseamnă odihna, și cultura nu înseamnă cântece și dansuri, sau operă și balet, sau mai știu, teatru sau ceva. Teatru, opera, baletul, dansul, creația populară sunt manifestările culturii. Nu este cultura în sine. Cultura este, de fapt, o stare interioară a omului care poate să producă aceste valori. Vă mulțumesc frumos, domnule ministru. A fost o plăcere să discutăm. Succes în implementarea acestui plan de acțiuni în domeniul culturii. Și vă așteptăm cu drag aici, la Obiectiv Comun. Eu vă mulțumesc de această invitație și vin cu mare drag de fiecare dată. Vă mulțumim mult. Doamnelor, domnilor, atât a fost. O seară frumoasă, să aveți mai bine.